Sunt astăzi 33 de ani de la cel mai însângerat 21 decembrie din istoria noastră. 33 de ani de când românii s-au ridicat împotriva dictaturii și comunismului. 21 decembrie este ziua care marchează începutul Revoluției în București și noaptea în care sute de oameni au murit, iar alte sute au fost răniți și torturați. 21 decembrie înseamnă și ultimul discurs al lui Nicolae Ceaușescu, care din disperare încerca să liniștească mulțimea cu promisiuni de majorări de salarii. În zadar. A fost începutul sfârșitului pentru regimul comunist și momentul în care Ceaușescu a început să se teamă de ce va urma. Alo! Alo! Tovarăși! Tovarăși! Așezați-vă liniștiți! 21 decembrie 1989. Indignat de revoltele de la Timișoara, Nicolae Ceaușescu organizează un meeting ca să arate țării că mișcarea din Banat e o greșeală, un eveniment izolat. În fața Comitetului Central al Partidului Comunist sunt aduși zeci de mii de oameni care țin în mână pancarte care condamnă revoltele din vestul țării și care arată susținerea față de regim. Nicolae Ceaușescu își începe discursul, unul prin care laudă reușitele comunismului. Numai că, în câteva minute, totul ia o întorsătură pe care Ceaușescu nu a anticipat-o. Pe 21 decembrie, la ora 12, de aici, de la balconul Comitetului Central al PCR sau al Ministerului de Interne de acum, Nicolae Ceaușescu își ținea practic ultimul discurs. Vorbea în fața mulțimii, însă la un moment dat a început să fie huiduit. Intră înăuntru, după câteva momente iese din nou și își continuă discursul și le promite oamenilor creșteri de salarii și alocații. În zadar însă era huiduit continuu și era practic pentru prima dată când în timpul unui discurs Nicolae Ceaușescu era huiduit de mulțime. Degeaba încearcă Elena Ceaușescu să liniștească mulțimea. La un moment dat, mitingul se sparge, iar pe străzile din jur, oamenii încep să manifesteze pentru democrație. La ora 14, pe străzile din centrul orașului apar primele blindate și forțe de ordine. În seara zilei de 21 decembrie, aici, lângă hotelul Intercontinental, tinerii formau o baricadă în fața forțelor de intervenție. Era și momentul în care forțele speciale primeau ordinul să curețe tot și așa au și făcut. Au înjunghiat, au împușcat și au călcat pe oameni cu taburile. 49 de persoane au murit, 500 de persoane au fost rănite, iar alte 1000 au ajuns la Jilava și au fost torturate. După 33 de ani, apar și imagini nemai văzute din zilele Revoluției, care arată ce s-a întâmplat din 22 decembrie 1989 încolo. Lunetiștii păzeau aeroportul Otopeni și trăgeau atunci când credeau că e nevoie. Pe 22 decembrie, oamenii au năvălit în sediul Comitetului Central al PCR. La geam, militarii erau pregătiți să tragă. De asemenea, apar și imagini cu înmormântările celor care au murit în piața Universității. La împlinirea a 33 de ani, eroii Revoluției au fost comemorați în piața Universității. Primul care a depus o coroană a fost președintele României, Klaus Iohannis. La prânz, o slujbă a avut loc în memoria celor care au murit pentru libertate. Însă evenimentul nu a fost lipsit de incidente. Cei care au luptat în decembrie 1989 s-au revoltat și acum împotriva politicienilor. Ați vândut țara! V-ați bătut joc de noi! Revoluționarii au fost supărați și din cauza că autoritățile au fost primele care au depus coroane de flori și nu asociațiile care îi apără. În această seară de la ora 19 la Prima News, Alina Manolache este gazda emisiunii Talk News, subiectul Revoluția din 1989. Invitații săi Sebastian Zachman și Paul Cozăghian, jurnalist român care lucrează pentru presa franceză și care a filmat Revoluția în București pe 21 decembrie.